care au luat bacalaureatul în învățământul superior. Ministrul Educației Cristian a Domniței, noua lege a învățământului urmează să... Deocamdată nu au zis nimic polițiști. Dar nu știu de ce trebuie și celelalte lozinci, de ce ți le-a dat ghena pe toate și taritul ăla, că el se pregătește de proteste, adică. N-ai să-l ia cu tău niciodată. Dar pe azi nu planificam să vin, dar. Ai drept. Sună, doar noi? Asta cu șin. Cred că cel mai bine e să faci zgomot. Poți vorbesc la asta. Не на шар уже стоишь. Не за дежаб уже стоишь. У мини доллара. Сколько это? У мини доллара. Мара Румыния, да, кричишь? Румыния Мария, да? А что вы чекуете, Крис? Скрижос по пукулю в Вороне. Румыния Мария, да? Скрижос по пукулю в Вороне. Путина для оккупации. Кричи, Румыния Мария, кричи, стань вот там, возле Штефана, и маши вот так, кричи. Румыния Мария, мы его забрали когда-то. Я фильмяю сейчас. Кричи, кричи, вот одна кричала там. Оккупанты кричат, оккупировали, говорят. Да тебя бы, друг, на свете не было бы тебя. Ты хоть знаешь, что такое война, а? Это Сидор провокатор. Ты хоть нюхал, что такое кровь? Я прошел Афганистан, прошел. Высыпаны. Видели, что это такое? Друг от друга макан. Толя, Суруяк уж не рассказал ничего провокации. Здесь Румыния. Молдова. У тебя, вот, посмотри на свои руки. Я на мои руки. Я работаю тоже. Мой дед создан в Великую Румынию. А вы пришли? Да. Хрен его знает, что вы делали. Да. Идите своей дорогой. Да. У тебя родина России есть? Иди там, Да не было бы этого города, не было, ты в деревне жил бы, ты. У тебя были не вот такие руки были бы, знаешь? Гулял у него хвостом да? Вот сюда. Тут и Русетом. Ты господар здесь, господар. Вот встань, возле Штефана. Дед где Ларри? И Слави, где сейчас Ларри? Где твой друг? Где друг, где твой друг? Где Ларри, где? А кто купан? Ну кто купан? Я купан. Я купан. Да конечно, вот ну, ты кричишь. Иди своей дорогой. Ты кричишь, я купан. Иди своей дорогой. Вот ты кричишь, я купан. Иди своей дорогой. Мой отец саперных войсках нашел. Кто вас звал? Кто знал? Ты знаешь, вот я. А кто восстановил ее? Кто строил это? Слушай. Что построено все? Кем построено? Какими руками построено? Моими, твоим отцом построено? Да. Моим отцом, моим дедом. Знаешь? Гомон, гомон. Но не румын. Am vrut să spun o chestie. Tu mai filmezi că ești ocupat. Mă fac de mine erou am oia. Nu te-a spus Anato. Nu vreau să vorbesc ceva la aici. Hai! Cine-a spus? O mână ții!
Da. Da, de șurubează. Șurubează-mi pe maxim. Este desfășoară un protest autorizat de Primăria Municipiului Chișinău, un protest la Ministerul Afacerilor Interne. Noi, cei din Hyde Park, ne-am săturat să fim conduși, să fim intimidați de poliție, de aceste forțe de intimidare. Ne-am săturat de toată prostia asta ce se desfășoară în acest stat blestemat. Ne-am săturat că suntem conduși de niște minți idiote. Ne-am săturat, pur și simplu. Pentru că ce desfășoare, ce formă de pisătare. Aici e un stat politic. Noi solidarizăm cu toate acestea. Auzi, eu vreau să spun o problemă cu nota. Ai vreo un minut? Spune. A fost un mochimot, a făcut cine mare erou din protestul de 9 iulie. Și a fost la doamna aceea. Spune-ți că care 560 articolul, ea nu știe nic, e mai scurt. Și a fost un raport. Și i-a spus că trebuie să vin la... Și acte trebuie să am. Copia legii, ce e o patată acolo la dânsă, eu nu o găsit. Legii este acasă. Deci te-a chemat în judecată? Da, a fost. Când? Da, asta a fost. Am o dosară cu prosuță acolo. Ghenadi în mâine. Da. Și Ghenadi în mâine și eu nu știu. Și am spus că, zic, băi, zic, uscate-ți avocatul și acolo mă spune. Da, ăsta în toată ăsta a spus că trebuie copia decizii este aștia voastră. A fost acolo și copia legii se o duce acolo. Și când e data viitoare? Când următoarea ședință. Ei a spus că s-a ocupat tare, tare, s-o pune pe vineri dimineață la autorizare. E bun. Ghenadi, trebuie să-și până atunci pregătim tep. Asi, dar, bă, da, eu vin, da. Dacă se mâine Lidia și Ghenadi acolo, vin și mâine eu. Vreau să spun că e să mâna oameni, a femeie cu scade, dar doctorul ăsta spune că, da, spune că ce se pun la dosar, că eu trebuie să am o... Corect, exact. Acte de intimidare din fața organelor afacerilor interne. Pentru faptul aia autorizație. Cea mai gravă încălcare a fost ținut în 5-2 zile în pecerile izolatoarelor a municipiului Puicani. Vreau să vă anunț încă o dată că acest meeting este autorizat de Primăria Municipiului Chișinău și cred că colaboratorii afacerilor interne sunt noștri de această autorizație. Trebuie să mai luăm niște baterii, cred. Mai ai și telefonul cel mobil tot al tău, da? Da, da. Tot așa, bun. Domnul polițist, dacă doriți, putem să prezentăm autorizația. El nu prea îl interesează nimic. Suruia. Nu poate nu-l interesează. Scoate declarația, șef, de la acasă. Este, dacă trebuie să o scot. I-am mai spus că o pus după, la deal, la bar, și mi-am aprochet de capitanaș și i-am spus, zic, ai băiețelul, zic, ai făcut special la primar, că l-ai arestat, știi? Zic, lasă băieții, știi? Și pe urmă i-am spus, când v-au luat pe toți, să au venit țara după, să vă iei pe toți, ăstea să vă iei, vreau 3, i-am spus o judecătoare că nu spune toate nebuniile astea ție, știi? Tu ai fugit de atâta. A venit, nu aveți drept să urmați colaboratorul de poliție. Ba da. Nu aveți. Dacă e la serviciu, am voi. Dacă e la serviciu, să-mi arate legea în care e interzis. Nu știu de această autorizație. Dar nu o luați, că ăsta e document. Poliția trebuie să aibă copii. Eu vin de data n-am pus hârtia. Ce provocare de data aceasta? Eu sunt politic.
Ce s-a urmărit? Plus Oleg Grega. Ce provocare au primit de data aceasta? Băi, sper că dumneavoastră știți de această... Păi bine. Păsăraș, mare și mai mare criminale. La 9 iulie. La 9 iulie. Cel mai mare criminal de mine acolo, că un Păsăraș nu sta jucătoare și... Nu știu că la voi îți băieți... Dar nu mă aud, iată mă. Scriitor... Dar eu dacă n-am autorizație pentru declarație, fac cu mine. Nu, dar n-am autorizație pentru declarație. Dacă suntem la Ministerul Afacerilor, cine cred că ar trebui să vă dați seama la acest moment pentru păstrarea ordinii? Scrie domnul Axinti. Eugeniu Axinti. Iar că e aici la numele declarație, că domnul jurat singur. Nu, nu. Cum nu scrie? Este în drept să organizezi. Oleg, scoate declarația prelat. În declarație este scris. Scrie-te, cum își vă arăta? Cu ștampilul. Te gândești la copil, la familie? Mă gândesc la fel, nu? Foarte bine. Și aveți ceva într-o timp? Păi nu știu de ce au făcut, chiar dacă ștabilă e. Ia logic chestia asta. Este autorizat să organizeze. Dacă eu trec cu transmogul, vezi că s-a făcut că era. Știți că toți demnitarii ăștia, cu ajutorul vostru, tot fură și de la voi. Și-și construiesc, repet, vilele și odihnele pe mormintele neamurilor voastre. Nu v-ați săturat, dragi cetățeni? Veniți cu noi! Cei care n-au descifrat lozinca pe care o țin în mână, aici este scris, jos papucul lui Voronin. Jos papucul lui Voronin. Ne-am săturat să fim conduși de mințemi analfabete. Ne-am săturat. Da, unde e autorizația? O luat-o. Nu, e la Anatol. Da, eu întors-o. De data asta nu mai reușit să fac recurs. Sper că n-ați reușit de data asta să întocmiți acasă la cineva un recurs de la procuratură sau nu mai știu de unde, niște acte false, cu ajutorul cărora dumneavoastră ne-ați ridicat pe 30 august anul curent pe sus și am fost duși iarăși la
Comisariatul Centru, am fost ținuți noi, patru oameni, am fost ținuți o oră jumate, fără niciun motiv legal. Chiar și polițiștii de acolo au recunoscut, la revedere, plecați, știți? Ne-au ținut atâta cât au durat, trebuia să dureze, conform autorizației, la primărie, protestul de pe 30 august. Ziua când se împlinea un an, fix un an, de la arestările de pe 30 august 2006 din fața guvernului, când a fost ridicat pe sus 9 oameni și ținuți 42 de zile de ore în izolatoarele comisariatului Buicani, fără mâncare, fără apă, între 4 pereți, fără aer. Cu o grămadă intimidări, amenințări din partea polițiștilor. Vrem doar să ni se respecte drepturile garantate de Convenția Europeană și Constituția Republicii Moldova. Să vă reduc aminte că și mâine mai revenim aici, la MAI și Procuratură. Suntem Asociația Civică Hyde Park. Deja domnii polițiști ne cunosc de mai de mult și sperăm să nu mai avem probleme ca și datele trecute. Exprimați-vă liber! Anatol, mai dorești încă o dată omul să vadă? La 7 nu mă las să spun dacă... Dar așa el nu mai poate protesta azi dacă îl hărțuiți atâta. Cere de la primărie copia și îl hărțuiți pe el. Pe lozica noastră scrie Los Papocos lui Voronin. Bună. Plec la noroc și am plecat. Trădătoare. Șefi ora. Pa. Молодец, ты сын. Спасибо. А что врал, что я? Поработали с куной. Да я дал вару, я вам вару нумит. Молодцы, я с декорку вот. Спасибо. Situația este acolo că este indicat numai NATO să se organizeze ca persoană fizică, dar despre aceasta e uită. Da. Că ce a declarat persoana fizică? Document. Da, da, da. A doilea document. Încearcă să până la cale. Da, râd, staff acolo trebuie să decide. La judecată. La care? Eu schemat la judecată, dar nu mă pot duci, tot dispună de asta. La care judecată? Eu n-am azi nimic. Spis data 10, orile 11, Vega. Poate Ghenadi. Sunt 2, 3, 4, mai sunt alți cu aceeași familie. Eu n-am avut de-a face cu alt Vega decât cu Ghenadi. Vă spun că mai sunt mai mulți, frate. Ba da, ba da, 16 august a el ridicat și pe Ghenadi Brega. Dar de ce că ești simpatic? Da, dar lumea nu vă știe, lasă știi populațiunea cine leapără drepturile, ordinea publică, cine execută indicațiile lui Papu. Poliția Republicii Moldova, procuratorul unde amcește. Da, da, pe 30 august. Da, pe 27 martie, când era hotărârea instanței de judecată. Asta e să răspund, nu scapi. Avem tot dreptul să ne exprimăm, avem tot dreptul să protestăm unde vrem noi. Chiar și în fața odiosului minister de interne. Aici scrie jos pe focul lui Voronin. Jos.
Da și așa slab. În jos. Suntem Asociația Civică Hyde Park, luptăm pentru libertate de exprimare și drepturile omului. Sunt bază cărnele. Dar nu înțelegem de ce, dacă e la mesager, se poate de filmat, dacă nu, nu. Sunt dat lucru. Ne-am interzis să filmeze frontispiciul Energ Bancului, nu știu de ce. Și m-a întrebat dacă suntem de la mesager. Dacă aș fost la mesager, oare informația? Deci nu e o televiziune publică. Scopul acestei televiziune este legă. La ora 1, unde ați filmat? La președinții parlamentului. Populația, mai ales din mediul rural, care nu au acces la... Apoi duce de sigur. Bine. S-au oxidat bateriile. Stimați concetățeni, vă aducem spre cunoștință dumneavoastră. Suntem Hyde Park, deci o asociație de cetățeni liberi. O asociație civică, non-politic, non-guvernamentală, non-religios, non-profit. Venirea organizațiilor neguvernamentale să se asocieze în spiritul democrației participative. Scopul cetățenilor asociați, deci a ajuta guvernarea a realiza proiectele sale, care sunt îndreptate pentru cetățeni spre societate. Asociația Civică Hyde Park este axată pe probleme drepturile fundamentale, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Cu regret, în parcurs de 4 ani de zile, atunci când cetățenii asociați în organizația neguvernamentală Hyde Park depistează o problemă, semnalează, așa cum este prevăzut prin statut. Și ca să vedeți, în majoritate, deci mai mult de jumătate de încercări ale noastre să semnalăm cetățenilor, aleșilor noștri, funcționarilor de diferite acte, sunt probleme, de fiecare dată este asmuțită poliția și cetățeni sunt hărțuiți sistematic în acest stat care pretinde să fie democratic, care a semnat multiple acte, tratate de asocieri de aderare în Uniunea Europeană. E regretabil ce se întâmplă și este descalificat. Sistematic sunt hărțuiți, calea noastră va fi închisă în Uniunea Europeană. Deci declarația lui Voronin și Ant Company sunt goale, sunt deșarte. Spre regret, atunci când poliția ne hărțuiește, ne duce prin instanță de judecată, vă declar că toate procesele sunt câștigate. În asemenea cazuri, ne vedem obligați să atragem Ministerul de Interne la răspundere. Conform procedurii, am depus plângeri în mai multe rânduri către Procuratura. Procuratura uneltește cu poliția și de fiecare dată acoperă fără legile lor. Și iată, la moment prezent, din dumneavoastră, vedeți că iarăși suntem hărțuiți, avem declarat... Dar eu zice... Trece cu aș spus! Trece că e cu aș! Bă, om bun, băi! Nu înțelegi că jurnaliști filmează acum! Dar nu ți-e rușine, îți porți așa cu un om liber! Bă, dar de ce nu mă previi? De ce nu-mi dai voie să mă fac greșeala? De ce mă forțezi, băi, omule? Hai să răspunzi, băi, omule, am și ieși, băi! Tare, băi, mă, ce-ți mai sunteți? Cam paiele în cap!
Doamne ferește! Știți cum e și eu? Eu nu ne-am luat, spui, vă rog frumos, ceilalți plecați, următorăm eu, nu? Și în declarație nu scrie doar unul, dar persoana fizică să organizeze acest proces. Ei, lasă-mă, eu să-mi explici, lasă-i să fac procese verbale, să vin pe neastată pe noi. Încă o dată de cacat să-l facem. Da. Stâng mobilul, te-aș stâng. Tu de ce stâng? Domnule! Eu sunt om liber acum! Sunt timp în birou! Întâi să te legi de mine să-mi spui cine ești și de ce mai ajuns aici. Nu doar să-ți spun aici, în cabinet. Să dar nu-mi interzici, nu-mi interzici. Este oameni frumoase, oameni doze să te duc. Dacă părere să mă ești. Așa lăsă. Mi-a ta cine ești? Cum te numești? Cum te numești? De ce mi-a interzis să filmez, de ce? Că ești la servici. Vă rog frumos, puneți camera. Pe ce bază mi interzice? Eu vă rog să puneți camera. Pe ce bază mi interzice? Eu vă rog să puneți camera. Dar de ce mă rugați? Eu nu vreau. Să-mi spuneți pe ce bază mi interzice. Vă rog să puneți camera, sunteți sector de poliție și aveți dreptul să filmați. Unde scrie? Scrie undeva, arătați-mi o lege. Arătați-mi o lege care interzice să filmez aici. Frumos să puneți camera. O să răspundeți pentru că mi-ați interzis să filmez. Da, o să răspund. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Este tot de sector. Numele. Numele, cum vă numiți? Eu înțeleg că mă filmați. Spuneți-vă. Păi da, să-mi spuneți numele. De ce vă rușine să spuneți numele? Faceți ceva ilegal acum? Nu mai fac nimic ilegal. Atunci doar spuneți cum vă numiți. Măcar cum vă numiți? Haideți să mă facem circ. Dacă nu-mi spuneți legea, măcar cum vă numiți? Ca să răspundeți pentru că mi-ați interzis. Dar eu refuz să răspund, eu refuz să vorbesc cu dumneavoastră dacă nu spuneți cine sunteți. Vă rog frumos, spuneți. Întâi să spuneți cum vă numiți. Cum vă numiți și de ce mă țineți aici? Așa, o să vină persoane care vă slujă să vă lămurească în ce vă deținut. Mm-hmm. Dar nu vreți să vă prezentați, nu vă... Vă rog frumos, puneți. Nu vă simțiți obligați să vă prezentați unui cetățean liber și încă unui jurnalist. Vă rog frumos să... Da? Vă rog frumos, puneți. Dar n-aveți voie să-mi interziceți. Eu sunt într-un loc public acum, la un comisariat de poliție. Vă rog, dar nu v-ați prezentat, nu știu cine sunteți. Poate sunteți un bandit. Da, bandit. Eu trebuie să păstrez acum mărturii, cum am fost. Cum mi-a fost? Da, sunt o grămadă de bandiți cu uniforme. Da, uniforme. Deci vă rog să vă prezentați, vă legitimați, arătați-mi o legitimație. Da. Arătați-mi legitimație, om bun. Puneți, vă rog, camera. Dar eu nu execut ordinele oricui. Eu vreau să știu cine ești, cum te numești. Frumos, nu faceți aici circ. Eu nu fac circ, eu îmi apăr drepturile. Vreau să puneți, vă rog, acolo. Dar nu pun nimic acolo, asta e camera mea, nu o pun nicăieri. Poți să rămân fără ea, eu știu ce bandit e în biroul ăsta? Întâi? Mă puneți acolo pe nu pun nicăieri, e camera mea. Întâi te legitimezi și îmi explici de ce mi interzici. Deoarece nu se permite. Cine interzici? Cum? Prin ce interzici? E scris undeva că nu-i voie de filmat aici? Arătați-mă! La tine acasă, dacă am să vină, să-mi permit să... Nu, acolo la mine e loc privat, dar aici ne taiești la servici, într-un loc public, comisariatul și... Nu se permite. Cine interzici? Unde interzici? Tot ce-i permis? Tot ce e interzis e afișat public. Ce nu e interzis e permis. Într-un stat democratic. Da? Da. Te faci de râs. Te faci de râs. Eu filmez. Filmează. Eu am mărturie măcar audio că-s hărțuit acum. Și ca jurnalist, ca cetățean. De un colaborator al poliției care nu se prezintă. Asta e o încălcare extra. Cum nicio problemă? O să fii dat afară din muncă. Cel puțin nu să-ți fie retrase poliție, o steluță de pe poliție. Eu înțeleg că filmați. Nicio problemă. Și dacă înțelegi? Numai atât înțelegi omule. Dar nu înțelegi când calci legea. Dar nu înțelegi când calci legea. Nu mai încalc nicio lege. Nu-mi încalci drepturile, de ce nu-ți prezinți acum? Nu încalc nicio lege. Eu refuz să mai comunic cu dumneata. Da? Da. Ce refuz? Stai așa, dar dacă numai atâta lucru știi să faci ca polițist, numai atâta v-am învățat la Academia de Poliție sau unde ai mai făcut facultatea de... Nu pun nicăieri, asta e proprietatea mea privată. Să-mi faci percheziții corporală, să o motivez, cum... Atunci, dar nu-mi fai nimic, nu-mi interzici, eu filmez. Nu filmați, vă rog. Ba, eu filmez, până nu-mi explici de ce interzici. Și cine-mi interzice? Până nu-ți prezinți, poți să stai cu cartonul ăsta cât vrei. Te faci de râs. Nu mă fac de râs. Ba, te faci de râs. Și încalci legea și o să răspuns pentru asta. O să mă plâng și șefului dumitale, și procuraturii, și în instanța de judecată o să te dau. Nicio problemă. Ba, e problema. Asta e încălcare flagrantă a drepturilor mele. Și încălcarea prerogativelor dumitale de servici. E strigător la cer cu un polițist. În centru spart în halul ăsta. Aveți tot dreptul. Și ce drept mai am? Dar n-aveți voie să-mi interziceți. Sunteți la servicii în uniformă. N-aveți niciun drept. Acasă la dumneavoastră o să-mi interziceți. Acasă o să-mi interziceți în centrul orașului când o să fiți persoană privată, da? Pe bază că ești în uniformă și ești la servicii. Da?
Asta e bază? Da, asta e o bază fundamentală. Asta e legea fundamentală. Constituția care permite accesul la informații și libertatea informării. O să, luați Constituția și vă găsesc acum articolul. Dumneata mi-a interzis cu articol? Interziți-mi dumneata. Nu vă permit să vă filmați pe mine. Convenția Europeană, articolul 10. Nu vorbim de Convenția Europeană. Convenția Europeană e obligatorie în Republica Moldova. Articolul 4 din Constituție. Articolul 4 din Constituție spune că dacă o lege internă intră în contradicție cu Convenția Europeană, are prioritate Convenția Europeană. Deci eu mă bazez acum pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Articolul 10, libertatea exprimării și a informării. Poate acolo scrie altceva. Poate. Extrageți și vedeți. Nu trebuie să extrage. Arătați-mi lege. Convenția Europeană, articolul 10. Pe unde aveți? Aveți... Dar nu vreau să-mi justific eu acțiunile prin... Tu cum ești în film? Și ești penibil, rușine, pentru asta, eu dacă aș fi papuc sau șeful dumneavoastră, te-aș da afară, fără explicație. Ai încălcat o grămadă de legi prin comportamentul ăsta. Dar da, mai ales morală. N-ai voie să-mi interziți să filmez. Am tot dreptul. Arată legea prin care poți să-mi interziți. Arată-mi lege că mă filmați. Eu am dreptul că-s cetățean liber, mai ales jurnalist. Și ce vreau să-mi vezi, România? Deci am o grămadă de drepturi. Aveți dreptul să faci tot ce vreți? Da. Nu mai ales. Ce nu interzis, am voie să fac. Și dacă interzis, să-mi fie arătat unde interzis. Aveți dreptul să mă filmați. Arătați-mi lege prin care interzis. Arătați-mi lege prin care nu asta aveți dreptul. Asta e răspuns ilegal. Da, un polițist, când interzice ceva, trebuie să-și motiveze interdicția. Nu-ți ceară el aprobare. Deci am aprobare să merg pe drum? Oare am aprobare să respir? Nu, eu respir că ăsta-i dreptul meu fundamental. Nu vorbim de respirație, nu vorbim de a merge pe drum. Vorbim acum de filmat, de ce divagați? De ce? Vreau să spuneți că... Eu vă filmez. Stați așa că sunteți culmea penibilă lui. Lăsați-le, vă este până dumneavoastră. Mult o să mă țineți așa? Eu trebuie să fiu acum în stradă că sunt om liber. Știți că asta e sechestrare de persoane și interzisă prin codul penal? Și asta se pedepsește cu închisoare. Cum sechestrezi o persoană să nu-i dai voie să circule? Fără ca să te legitimezi să-ți motivezi acțiunile. Mai ales dacă ești în uniformă de polițist, ești obligat să te prezinți cetățeanului. Eu nu v-am reținut. Eu mă duc, dar am plecat. Îmi interzice să plec? Sus. Și stau, că mă duc să-mi caut de treabă și stau la... Cine interzice aici? Cui? Ce interzice? Îți fac ceva? Îți fac ceva? Ce faci, domnule? În birou. Nu, birou. Ce știe în birou? Cine mai obligă? Nu pune mâna pe camera mea ca să răspund. Ce zici? La poliție, am venit să filmez cabinetul meu. La poliție. Bă, asta e proprietatea mea. Nu mă fă eu. De camera încoace, nu pune mâna pe ea. Nu o pun nicăieri, camera mea, n-am încredere în poliție. Pune și stinge camera. N-am încredere în poliție, eu trebuie să mă apăr. Nu pune mâna pe camera. Dar și vă rog frumos, ai pus mâna pe camera mea. Vă rog frumos cum a filmat. Ai pus mâna pe camera mea, proprietate privată. Proprietate privată, îți răspund. Puneți-vă o cameră acolo. Nu, nicăieri că e proprietate privată. De ce nu se chestrați la poliție acum? Absolut fără nicio motivare și fără ca să prezint cine mă sechestrează. Curat bandiți, nu-ți prezintă cine, nu-ți spun de ce mă rețin, nu-mi dau voie să filmez, nu-mi dau voie să circul. Și vreau să plec. Iar am interzis circul. Hai să răspuns. În fața legii să răspund. Dar cine mă identifică? Dumneata mă identifici acum? Ești un bandit mai sechestrat. Ești în mod sigur un bandit dacă nu te prezint. Eu v-am rugat ești,
În mod sigur un bandit dacă nu-ți prezinți, dar nimeni în comisariatul ăsta, în secția asta nu-ți prezintă. Sunt toți niște bandiți, înseamnă că niște bandiți au luat secția, îmbrăcat în uniforme de polițiști și terorizează oameni. Ăsta e stat dictatorial, e stat banditesc. Poliția a fost luată de bandiți. Uniformele de polițiști au fost luate de bandiți. Unii sunt chiar în civil. Ce ești bravo? Deci de ce nu-ți prezintă și ce nu-ți spune de ce mă reține aici? Ești bravo? Da. Îți primești. Ce mi-ți primești? De ce nu vă prezentați cine sunteți, de ce mă țineți aici? Scoate toate lucrurile și pune pe masă. De ce? Cine îmi sechestrează lucrurile și cine îmi face percheziții corp? Dacă nu vă prezentați, eu nu fac nicio mișcare. Nu vă prezentați cine sunteți, de ce faceți chestia asta, nu fac nicio mișcare. Asta nu-i casa ta, băi, artistule, băi. Asta e instituție publică de polițiști. Nu-i casa ta, casa ta și niște și cocină stai. În primul rând, puneți camera acolo și după asta ați vă prezint cine sunt. Nici nu se discut, asta e proprietatea mea. Până nu știu cu cine vorbesc, nu dau nimic de mână. Mai ales dacă e în uniformă de polițist, sigur e un bandit. Și nu se prezintă, are de ce să-și ascundă identitatea. Un bandit 100%. M-am spus, mă prezint, puneți camera acolo. Prezintă-te, hai să te văd. Păi nu, prezint, vă rog, puneți camera acolo. Nici nu se discută, e proprietatea mea privată. Eu nici nu comunic cu oameni care nu se prezintă. Nu-și arată legitimația. Nu, asta e o indicație ilegală. N-ai voie să mă obligi să pun camera acolo. Nu e adevărat. Arată-mi legea prin care interzis. Arătați-mi legea prin care vezi dreptul. Repet asta ca la nesfârșit ca papagal. Chiar dacă știi, probabil știi că e ilegal. Nu mai este ilegal. Ba da. Identificare personalității. Da, dar cine poate identifica personalitatea fără ca să prezinte, băi, polițistule? Nu pun nimic. Arată legitimația, prezintă-te și după aceea comunic cu dumneavoastră. Mai dreptul să filmez în sector de poliție. Nu e adevărat, nu-i scris nicăieri că e interzis. Fix așa cum nu-i scris nicăieri, nu mi se permite. Peste tot se permite unde nu-i interzis. Peste tot se permite unde nu-i interzis. Nu se permite. Asta e o lege. Se permite orice nu-i interzis într-un stat democratic. Doamne, ce comportament banditesc. Absolut irresponsabil. E chiar, exact așa fac bandiții, normal. Ei și fața s-o ascund. Ei nu spun cum să numesc, nu spun unde te duc, nu spun de ce te țin, pentru cât timp te țin. Exact ca poliția noastră. Poliția de la sectorul 1. Nu pun nicăieri camera că e proprietatea mea, eu să rămân fără ea. Atât de nesimțit sunteți, atât de flagrant încălcat legea, încât eu mă aștept la orice. Mă aștept la orice să se întâmple cu mine acum. Poate să se întâmple că sunteți absolut ilegali. Tot ce faceți până acum a fost ilegal. Nu e adevărat. Nu puteți încondiționați chestia asta. Trebuie să vă prezentați fără a discuta, fără că-ți vă cer eu. Primul lucru pe care îl face un colaborator al organelor de poliție, se prezintă și după aceea spune motivul pentru care reține omul. Asta e o deranjare a omului. Deranjezi omul când îl reții din drum, când îl reții din servici, când îi interziști ceva. E o deranjare, o ilegalitate. Dacă nu o motivezi cumva juridic, e o ilegalitate și ai să răspunzi pentru ea penal. Bine, domnule, să răspund. Bun, gata. Aștept să fiu eliberat și să mă duc să vă dau o judecată pe toți. Și pe dumneata sunt eu ca martor. Bine? Da. Dar dumneata ai un nume, poți să te prezinți. Măcar știu cineva din secția asta. Cătălin. Cătălin și mai cum? Că polițiștii n-au un nume. Peiev. Cătălin Peiev. Măcar un nume am aici. Sper că așa vă numiți și nu e un pseudonim literar. Că mulți bandiți se îmbracă uniforme de polițiști, după aceea și ieși nume de polițist și au pseudonim și după aceea îți duci și șantajează oamenii, se duc acasă la ei sau îi prind pe stradă. O grămadă de filme sunt chestia asta, o grămadă de reportaje la televizor. Vorbiți fără de nentemeia. Ba da, foarte mulți polițiști am văzut. Bandiți care îmbracă uniforme de polițiști și șantajează oamenii, după aceea îți duc și le iau casă. Demonstrați, vă rog, nu e polițiști. Nu e adevărat, sunt și polițiști, de ce eu am spus. De asta eu mă tem de polițiști care nu se prezintă, care nu se legitimează. Exact, sunteți la servici, în exercițiu funcțiunii. Cătălin Peiev, da, dar nu și-a arătat legitimația, numărul de insignă, eu nu pot să am încredere în declarațiile lui. E mai mult decât dumneata, dar nu pot să am încredere în ce a spus el. Un polițist poate să mintă la fel de bine ca un bandit.
Exact. Pentru că ne aflăm în sectorul de poliție, sunteți obligați să vă prezentați. Și puțini sectoare de poliție au fost ocupați de bandiți și le-au îmbrăcat hainele și au terorizat oamenii. Și dacă nu a fost asta, s-ar putea să fie primul. Și eu n-am ce să demonstrez, eu am prezumția nevinovăției. De ce învinuiesc? Eu presupun, nu învinuiesc. Cât timp nu vă prezentați, vă suspectez că sunteți niște bandiți rău intenționați care m-ați sechestrat. Nu și-au arătat legitimația și-au spus un nume care poate fi, putea să fie și Dostoievski. Da, și în sector de poliție poate să fie bandiți, nu? Dar cum să nu? Chiar și la minister. Da, Angela. Da, sunt la secția de poliție cu doi polițiști în față care nu se prezintă și mă terorizează. M-au sechestrat. Secția de poliție 1, intersecție 31 August și cu Vlai cu Părcălab. Da, înăuntru și îmi interzic să filmez, îmi interzic să circul și mai este cu mine Anatol Juravel, cel care trebuie să facă meeting-ul și Anatol Cristea Stan, trei Hyde Parkiști, vreo câți v-au rămas în stradă? Nu știu. Acuși la 1 fiază la președinție, ca o autorizație, iară, pentru altul meu, președinție, parlament, la 1 fix. Da, da, dar cu alt subiect, e adevărat. Deci ai vrut să-mi arăți legitimația, ar fi fost extraordinar să văd legitimația din Italia. Măcar uleac să mă liniștesc, să fiu sigur că nu-s chiar toți bandiți aici. Suprezentat, domnul, suprezentat. Dar pot să văd și legitimația, vă rog? Cătălin Peie, o să-ți țin minte, nu-mi zic că-i frumos. Și ești pe jumătate curajos. Și curajos, că asta e normalitatea de polițist. Ești de acord că trebuie să prezinți omul când îi limitezi cumva? O legitimație, te rog? Să văd, să mă convinc că ești Cătălin Peie și polițist. Poate l-ai, poate l-ai omorât pe Cătălin Peiev, ai văzut actele și te prezinți Cătălin Peiev. Dar nu vrei să-mi arăți legitimația ca să mă uit la poză să văd că ești chiar dumneata. Oleg, Oleg. Genadien că e liber. De exemplu, merg pe stradă, n-are importanță. Dacă vreți să mă prezint pe persoană, eu mă prezint, tot legitimația și mă prezint. Exact. Corect. Da. Acum eu nu știu ce să mă prezint. Pentru că te-am rugat eu, că eu sunt biroul dumitale, sunt biroul dumitale. Pentru că eu sunt biroul dumitale, simt că sunt sechestrat de niște bandiți și vreau să am siguranța că în comisariatul, în sectorul de poliție, este măcar unul polițist chiar. Polițist responsabil în fața legii și în fața cetățenilor. Bun, ești în drept să nu te prezinți, că nu dumneata m-ai sechestrat. Dar dumneata ești complice cu banditul ăsta. Cu ăsta care nu se prezintă și care aproape sigur e bandit dacă nu se prezintă. Îmi limitează o grămadă de drepturi fundamentale. Dreptul de a filma, dreptul de a vorbi, dreptul de a circula. Asta e încălcare flagrantă a Constituției și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Domnule, se pedepsește penal. Sechestrarea de persoane se pedepsește penal. Dumneata, cine ești? În cadrul trecerii personale cu subalternul, nu mai decât toți atunci știți o lecție. Frașu. Cât sunt calci. Dar acum îmi dați drumul să plec. Dar prezentați-vă cine sunteți, cine îmi limitează. Nu știu, cum te numești? Cum te numești? Cum te numești? Băiatul ăsta sigur e Cătălin Peiev. Am impresia că complotați, sunteți toți bandiți îmbrăcați în uniforme de polițiști unii, complotați, m-ați sechestrat aici și mă țineți o static și probabil cereți despăgubiri de la Asociația Hyde Park sau de la stat. Și de asta nu se prezintă niciunul, înseamnă că sistem, înseamnă că își ascunde identitatea. Aveți vreo unul legitimație de polițist măcar? Cu uniforma nu înseamnă nimic, e o aparență. O legitimație de polițist să văd mutra. Mutra? Eu am mutra, arătați și mutra voastră. Ei nu arătați, dar rămâneți așa anonim și o să fiți niște teroriști anonimi. Dacă o să supraviețuiesc, eu o să vă povestesc la lume, o să povestesc cum arătați și cum vă comportați. Dacă o să supraviețuiesc caseta asta video, o să o fac publică și nu o să vă vedeți capul. Și... 156, dar prin ce motivă să te să corporal? Știi, întâi spune-le să se prezinte, nu s-a prezentat niciunul, nici în stradă, nici aici, eu nu mă subordonez unor anonim. Clar? Uniformist? Și ce dacă uniform? Poate fi orice bandit îmbrăcat în uniform, poate l-a omorât ce roată uniforma. Asta să se prezinte. Asta o să vă expuneți în stația de... Nu e adevărat, eu acum nu comunic cu nimic ce nu se prezintă. Nu comunicați. Nu comunic, vse. Nu scot, nu mă subordonez oricui. Nu mă subordonez oricui, nu se prezintă.
Categoric. Nu mă subordonez oricui, nu-ți prezintă. Eu nu mă port, așa se poartă un om normal. Când îi sechestrat, când îi se limitate drepturile, se apără. Apelează la asocierea și la ajutorul celorlalți cetățeni liberi. Sunt un om liber într-un stat liber. Vreau să se știe că mi sunt încălcate drepturile. Niște anonimi, unul dintre ei s-a prezentat, Cătălin Peiev, niciunul nu a prezentat actele sale, toți îmi interzis să circul, să filmez, să vorbesc. Eu cred că asta e poliție criminală. Cum de bugini se prezintă? Da, nu este sub divizionul secției poliției criminală, în acest moment. Da, poliție criminală. Poliție criminală, ca să duc cu crima asta. Deci ce faci după asta, încerc pe vreo. Și înțeleg să scrie la... Nu scrie nicio problemă. Vedeți că e frumos, tare interesant, mai ești. El adică vrea să-mi fac proces verbal, percheziție corporală. Dar nici nu-ți prezintă, o joasă, e penibil. Frumos, e penibil. Să nu te închipui și poate el să-mi interzice fără ca să prezinte. Să vede poliție. Ăsta-i polițist, ăsta nu-i polițist, ăsta-i probabil un cioban, un țăran, cine știe. Unul care habar n-are ce înseamnă legi, obligații, ce înseamnă drepturile cetățenilor. Unul fără cap, fără imagine, fără identitate, fără demnitate, fără simțul răspunderii. Nu o puteți condiționa. Prezentarea nu se condiționează cu nimic. Prezentarea e obligatorie în stradă, la comisariat, la secții. Deci, eu nu doresc să mă filmați cu mine. Nu puteți să mă interziceți decât după ce motivați prin lege. Nu aveți dreptul să filmați. Asta e decretat dumneata sau șeful cel în civil? Nimeni nu. A, nu cine a decretat? Toar și papucul a decretat. Haideți să nu facem circ. Chiar. Circ are voie să facă numai generalul Păpuc și generalul Voronin. Nu ești la alți amatori, nu le-i permis să facă circ. Vedeți că trece timp de la ridicarea noastră, deja jumătate de oră trecută. În timpul ăsta ar trebui să faceți ceva. Măcar să vă legitimați. Ați stat lucru măcar. Tare frumos să mai ascunde. Și de interesant să mai ascunde. Trebuie să vă dați demisia din poliție, dar ca să nu vă filmez. Demisia din poliție. Nu vrei filmat? Demisia. Eu aș vrea să plec. A, Vârlan, Ruslan Vârlan îl cheamă. Posibil, dar cine știe, s-ar putea fi un bandit. Da. Mai degrabă e un bandit. Ruslan Vârlan, dacă e polițist și încă gradat, ar trebui să-ți prezinte. După ce ați spus că nu e acum, să-ți spune. Nu, condiții de terorist. Da, condiții de terorist. Nu vreau să mă filmați puțin. Nu e, nu aveți voie să-mi interziceți. Sunteți obligați să-mi pozați. Un polițist la serviciu e obligat să pozeze. Mai ales dacă nu respecte legea și trebuie să fie reclamat publicului, șefilor, observatorilor internaționali, dacă mai există cineva pe lumea asta care monitorizează și veghează respectarea drepturilor omului. Deci este sechestrat la secția de poliție numărul 1, intersecția străzilor 31 august și cu Vlaicu Părcălat. Aduși forțați cu mașina și acuzați de organizarea și participarea la mitinguri neautorizate, cu punere de rezistență și că colaboratorilor de poliție, care niciunul dintre ei nu s-a prezentat nici în stradă, nici la comisariat, nici la secția acum unde suntem. Cred că ăsta e un complot, cred că ăștia sunt niște bandiți care au ocupat secția de poliție. Și eu cum pot. Strig în gura mare când nu-mi dă voie să vorbesc. Și filmez atunci când mi-e interzic să filmez. Fără ca să-și motiveze interdicția. Fără ca să o susțină cumva prin lege. Așa cred că trebuie să comporte un om normal. În condiții anormale. Lor le se pare asta circ
s-ar putea să fie spectaculos, dar e absolut ilegal ce fac ei și cu totul justificat și legal ce fac eu. Probabil, dacă nu fi modificat legea între timp. Și polițist pudic încă n-am văzut. Okay. Și polițist rușinos încă n-am văzut. Da, eu puțin cum vă spun. Da, dar nu aveți temeri să-mi interziceți și atunci trebuie să pozați. Da. E camera mea, nu puneți mâna pe ea. Cât timp nu v-ați prezentat, nu spuneți cine sunteți, nu mă apucați de gât că mă omorâți. E camera mea. E camera mea și e proprietate privată. Nu știu cine sunteți, de ce mă rugați chestia asta. Nu, n-aveți voie că e proprietatea mea. Dacă nu vă prezentați, iau strâng că mi se fură camera! Mi se interzice să filmez! Un anonim face asta, nu se prezintă nici într-o... Nu pot scoate nimic până nu vă prezentați. Nu opresc nimic. Nu știu cine ești, nu știu... Eu zic că îl cheamă Ruslan. Auzit dumneavoastră. Nu puteți să-l interziceți. Scrieți acolo că am continuat să filmez după ce mi-ați interzis. Scrieți că aveam droguri, că eram beat, eram agresiv, v-am bătut, arătați niște vânătăi ceva, că v-am rupt pantaloni. Bun, dar faceți ce vreți. Eu mă sunt om liber. Nu puteți să-mi interziceți. Până nu v-ați prezentat și n-ați motivat interdicția, nu puteți să-mi interziceți. Filmez pentru că am dreptul. Cât timp nu mi-a fost... Filmați în secolul de poliție. Nu e adevărat, nu scrie nicăieri asta. Eu vă rog frumos să nu mă filmați. Nu puteți să mă rugați asta cât timp nu v-ați legitimat, n-ați motivat interdicția. Inspectorul secolului de major de poliție Vârlan. Dumneavoastră sunteți Vârlan, Ruslan Vârlan. Da. Arătați-mi legitimații, vă rog. Eu sunt pe uniformă serviciu și m-am prezentat despre asta. Și mi-ați prezentat un nume. V-am spus că nu respect până când nu mi-arătați legitimația. Asta e destul pentru a te prezenta. Nu, mie nu mi-e destul. Eu vreau să văd o legitimație cu fotografia dumneavoastră. Habar n-am cine sunteți. Poate un bandit și cu un nume împrumutat. Pe ușă am văzut și eu că scrie Ruslan Vârlan. Dar cine știe cine l-a sechestrat pe Ruslan Vârlan și i-a luat uniforma? Vă rog frumos, haideți să începem circul. O să încetăm circul când mi-arătați o legitimație și mă convin că sunteți dumneavoastră. O să încetez, filmez, când o să-mi spuneți pe ce bază mi-interziceți. Nu mi-e de familia noastră. Nu comunic cu un anonim. Eu m-am prezentat. Sunteți anonim până nu-mi prezentați legitimația. Eu m-am prezentat de acum. Eu nu vă cred până nu-mi prezentați legitimația. După cum v-ați purtat până acum, am motive să vă suspectez de banditism, de sechestrare de persoane. De rea intenție. Asta e tot. Ce vă spune dumneavoastră. Eu îmi doresc să-mi prezentați o legitimație. Eu m-am prezentat acum deja. O legitimație. O insignă de polițist ceva. Dar uniforma serviciu nu... Nu. Legitimație cu fotografie. Și acolo există posibilități să fie falsificat fotografie, dar de-am nu o să mai stau eu să verific autenticitatea actului. De ce să rog din birou? Eu ies chiar cu mare plăcere din birou. Așa m-aș duce acasă. Thank you.
toată armata. Mi s-a spus să mă duc în coridor. Și așa e tot coridor. Stați, vă rog, acolo. Nu m-ați spus. Așa și n-am aflat cine mă roagă să stau acolo. Ce faci, Tore? Te hodinești? Vezi că mă împinge, nici nu s-a prezentat cine, dar mă împinge, parcă-i bandit. Luați-mă, vă rog, mâine de pe mine, vă rog frumos. Luați-mă, mâine de pe mine. Ce faci? Ce faci? Nu vreau să nu vă faceți. Vă spun oameni serios, nu facem cercul ăsta de noi. Dar chiar, de ce faceți cer? Parcă să te bani. Nu vreau să facem cercul, nu fac cercul. Hai încoace pe alea după urmă. Se comportă ca niște bandiți, doamne, și de stradă. Să închipui cum se comportă bandiță dacă poliția spart așa? Normal, v-am spus cine sunt. Și o mai prezenta și Cătălin. Și ce, să-l cred pe cuvânt? Putea să prezinte Dostoievski, de exemplu. Pușkin. Sau Pușkin, da. Cu același succes, același nume. Putea să prezint Vladimir Voronin sau Gheorghe Papuc. Și eu s-o obligat să te cred pe cuvânt? Nu mi-a interzis nimeni. Eu nu înțelegi, vă menești. Chiar nu mi-a interzis nimeni să filmezi. Da, ți-a interzis să filmezi. Spalne frumoase. Mă știi cine sunt? Nu știu cine ești. Habar n-am cine ești. Arată-o legitimație. Eu m-am prezentat. Nu te cred pe cuvânt. Nu, am un spui un nume, mâine, altul. Ai citit de pe ușă și ai spus numele celui care trebuia să te iei în biroul ăsta. Interesant aici. Și îți fac proces verbal anotos sau ți țin iară două ceasuri? Domnul Vici, că nu ți-am spus să facă, dar n-aș vrea. Dacă am spus că e polițiști să vezi. Eu zic pe ușa să găsesc. Hai să văd pe ușa. Dar și scrie pe ușa? Dar nu-i pe ușa nimic. Dar și scrie pe ușa? Și cineva o lua. Ghenadi, rog. Dar și trebuie să scrie pe ușa? A, numele lui. Să-ți rog. Da, da, da. Să vă rog, domnul, 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 domnul. Aici instituție publică, o secție de poliție în comisariat, instituție publică, plătite din banii mei, din impozite. Nu, dacă eu explic același lucru. Lucrez undeva. Sigur că. Eu plătind TVA, cumpărând un chef de la troleibus, un bănuț din ăsta se duce pentru sediul vostru. Și nu vreau să-l dau deja, da. Du-te-vă în partea de rău. Dar nu vreau să mă duc în partea de rău. Dar unde vrei? Să-l duc acasă. Dar cine mi-e interzis? Cum te numești? Cine mi-e interzis? Cum te numești? Arată-o legitimație. Pușkin îl cheamă, ăsta Pușkin îl cheamă. Mi-a spus că-s nume fictive. Eu am rugat să-l filmeze, conform legii, și nu vreau. Pe ăsta Pușkin îl cheamă pe șeful lui în civil Dostoievski, pe ăștălalt Gogol, Lermontov, numai artiști ruși. Comportament de miliție sovietică. Suntem aproape o oră aici. Coreea de Nord. Coreea de Nord. Noga hoci și mala păluci. Păi eu și fac, trebuie să scriu. Ce nu vezi că scriu? Te-o buci. Cum vrei să știi legele dacă nu știu nici să scrie, nici să citească? Dar și interzice poliția sau bandiții, nu interzic să fiu deștept. Dreptul meu să fiu și deștept, să filmez, mă simt liber. Dacă vreau, pot să fiu și prost, mă, fac prost. Nu-i dreptul meu. Stai mâine într-un cabinet acolo, nu știi aici asta.
ce agresie? Ce indicații prețioase de la un anonim? Indicații prețioase de la anonim. Eu nu fac nimic ilegal aici, absolut. Ba, tot ce ați făcut până acum a fost ilegal. Deci am motive să vă suspectez continuați ilegalitățile. Banditismul. Eu vreau să aflu în aceste trei ori, mă știu poliția mea nimic. Acesta ar trebui să-l ține Iulie Mihailov. Dar nimeni nu mi-a interzis să ies. De ce? Cine mi-a interzis? Cine mă? Cum te numești? Identifici acolo. Apoi prezint-te. Cine ești? De ce nu-mi dai voie să plec? Identifici acolo. Și să mă identific? Eu n-am pentru ce să mă identific. Mai ales la niște anonimi. Ești șez aici pe loc. De ce? Cine mi-a interzis să șed pe loc? Trebuie să identifici cine ești. Cine să mă identifici? Că-i toți sunt anonimi. Niciunul nu s-a prezentat. Dumneata cine ești? Persoana în caut. Prezint-te cine ești. Eu sunt într-un loc public și sunt un om liber. Treceți-vă rog în undru. Te rog să te legitimezi. Cine ești? Treceți-vă rog în undru. Îmi limitez libertatea de circulație acum. Un drept fundamental. Nu vrei să te legitimezi? Nu vrei să-mi spui cine ești? Asta e sechestrare de persoane, pedepsește prin codul penal. Nu înțelegi? Sechestrare de persoane, să nu lași omul să circule, e sechestrare de persoane. Nu te apără nici într-un fel uniforma de polițist. Pe comportament de miliție sovietică. Acolo se răcnește, ia mă duc eu să văd ce se răcnește. Și răcnița. Ce vrei că îmi spune Lersi? Și poliție, orice. Tu ai poveste, vă rog frumos intrați în sector de poliție. De ce? Cine mă roagă? Vă rog frumos cine mă roagă să intru în sector pentru de poliție? Identificarea pentru identificarea dumneavoastră. Da, dar trebuie să te legitimezi întâi, dacă vrei. Arată legitimație. Eu vă rog frumos intrați. Arată legitimație. Acum dumneata mă forțez. Dumneata mă forțez și încalci drepturile mele fundamentale. Pentru identificarea personalității. Arată legitimație. Eu m-am prezentat acum. Nu te-ai prezentat, eu nu te cred pe cuvânt. Arată legitimație. Arată-o legitimație, omule, de ce mă hărțuiești, de ce mă zdrunci în așa, arată-o legitimație. De ce ați ieșit din sector? Pentru că sunt om liber, sunt om liber, înțelegi? Sunteți la sectorul de poliție. Da, am venit eu la sectorul de poliție. Legitimează-te, arată, spune cine ești. Eu m-am legitimat de acolo. Arată-o legitimație. Ai legitimație. Inspector de sector, capitan de poliție. Arată-o legitimație. Eu vă rog frumos, nu mă atras, mă chemați. Bine, da, dar mă forțează, vezi că mă împinge. Nu împingeți, că el merge normal, simplu. Haide, domnule. Dar prezintă-te, dumneata, cine ești? Nu vrei să prezint. Mă prezint, bine, nu fac. Cine ești? Cum te numești? Opriți cameră. Nu opresc cameră, până nu-ți spuneți cine sunteți și de ce mi-e interziceți. Totuși o spui că te forțez. S-ar putea să mă forțez. La cât te-ați făcut până acum sunteți capabili de orice. Nu știu. În primul rând ar trebui să vă legitimați. Nu scot nimic, e proprietatea mea privată, sunt jurnalist, eu fac datorie. Sunt jurnalist liber. Sunt jurnalist liber. Dar eu nu mă legitimez oricui, oricărui anonim. Eu anonimilor nu mă legitimez. Eu mă legitimez numai la polițiști responsabili care își fac datoria conform legii și regulamentelor. Ăștia care îmi cer legitimații anonim s-ar putea să fie niște bandiți. Eu nu arăt legitimațiile mele unor bandiți. Da? E Doamne ferește și cu statul ăsta, deși nu-i apărat. E teroare, nu stat. Nu scot nimic până nu vă legitimați. Măcar unul dintre dumneavoastră dacă nu vă... Nu știu cine ești până nu mi-arăți legitimația. Să-ți văd fotografia. O legitimație, măcar o legitimație să văd. Ar fi trebuit de foarte mult timp să mi-arătați o legitimație. Nu mi-a pune sub, n-a stat să văd. Luca Iulian, stați să văd fotografie, vă rog. Hai, nu vă grăbiți. Vreau să văd fotografia. Nu știți mai vieți. Vreau să văd fotografia. Poate e furat. Seamănă cu dumneata. Ușa. Iulian Luca. Bun. Ce vreți de la mine? De ce m-ați reținut? Pentru că ați participat la un
Meeting-ul e autorizat. Meeting-ul era autorizat, ați avut dumneavoastră mână autorizația. Deci eu m-am legitimat. Trebuie da. Să mă scoate lucrurile și prezint lucrurile. Dar pe ce bază îmi interziceți să scot lucrurile? Pe ce bază îmi spuneți să scot lucrurile? Deci nu trebuie să faci percheziție corporală. Nu trebuie să faceți oricui, trebuie să motivați pentru ce faci o percheziție corporală. Cum? Cum o motivați? Hai te rog, nu... Cum motivați percheziția corporală?